Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră din această seară. O întâlnire specială dedicată în care vom aborda două subiecte principale. Și foarte importante amândouă. Extrem de importante. Pe de o parte vom vorbi despre sistemul Metapower, un sistem absolut revoluționar pe care doTERRA l-a lansat în Europa în acest an, da? Dar deși a fost lansat doar în acest an, rezultatele care au fost obținute de către cei care utilizează acest sistem sunt impresionante. Unele acolo chiar la limita miraculosului. Să nu uităm faptul că, de fapt, sistemul a fost lansat global în septembrie anul trecut, deci rezultate sunt mult mai multe, dar deja și noi, europenii, am avut acces la el din iunie încoace. Iar în partea a doua a acestei întâlniri o să se desfășoare mult așteptata tombolă de la giveaway-ul din luna august 2023, în care vom selecta 10 câștigători a 10 premii absolut extraordinare, fără precedent. Și bineînțeles, ne gândim că vă așteptați cu mult entuziasm, dar partea aceasta a doua se va desfășura după ce, într-o primă parte a întâlnirii noastre, o să auzim niște testimoniale de la niște oameni care au utilizat sistemul Metapower. Oricum, în perioada care urmează, o să ne focalizăm pe acest sistem și o să facem o serie de întâlniri în care o să urmărim să punctăm importanța utilizării acestui sistem, pentru că, repet, rezultatele sunt extraordinare și dacă, cu siguranță, dacă cineva înțelege care sunt beneficiile pentru propria persoană a utilizării acestui sistem, o să le utilizeze. Adică, sincer, dacă înțelegeți despre ce e vorba, o să deveniți în mod sigur consumatori a acestui sistem, a acestor produse din cadrul sistemului Metapower, pentru că este ceva absolut revoluționar și în același timp pe trend, da? Lumea caută Să dea cu viața anilor. efervescență să găsească astfel de produse. Noi le avem aici la îndemână, ar fi chiar păcat să nu le utilizăm și mai mult decât atât să împărtășim și cu ceilalți faptul că există produsele, da? Și evident să urmărim, repet, cum am spus, să împărtășim cu toți experiențele noastre. Și înainte de a începe, dacă tot v-a dat Dan câteva idei, ia vă rog să-mi scrieți încet, aici, repede, repede, care credeți că este durerea, între ghilimele, principală a omenirii în ziua de azi? Presupunând că, ok, timpul e timp, adică l-ai 24 de ore într-o zi, n-ai cum să-l mai lărgești, să-l mai așa. Sănătatea e o chestie foarte complexă care ține de stilul de viață, însă de ce se plâng cei mai mulți oameni, da, în ce le lipsește în viața lor așa? Dacă aș avea mai mult ce? Aș putea să fac mai multe lucruri sau aș putea să... Și repet, nu vă gândiți la timp pentru că ăla e 24 de ore acolo, ține de cum își gestionează fiecare timpul și activitățile pe parcursul zilei. Lăsați-mi încet să văd voi ce credeți. Voi așa din ce povestiți cu oamenii din jurul vostru, cu prietenii, în general, de ce se plâng oamenii cel mai mult că le lipsește sau cum se simt ei cel mai adesea? Și ar vrea să simte exact opusul. Și până urmăresc să văd niște răspunsuri aici încet, dacă v-am băgat în ceață, o să vă dau eu răspunsul. Da, o să vă rog pe cei care sunteți pe Zoom să... Da, văd că cei de pe Zoom sunt Da. chit că n-am povestit, acolo deja au curs cu... Să vă abțineți să nu comentați pentru că apare
pe înregistrare. Ok, ziceam să nu... Comentați pe chatul de pe grup. Da? Deci, ce anume au nevoie? Da? Sunt stresați, așa este. Am primit pe chatul din grupul Natura Antropicătură. Oamenii sunt într-adevăr stresați, oamenii sunt obosiți, oamenii sunt, da, ce au ei nevoie, ce le-ar plăcea să aibă mai mult și simt că le-ar fi mult mai ușor, da? Bani! Și cu aia putem rezolva. Da, exact, obosiți sunt obosiți și atunci, care e soluția când ești obosit? De ce ai nevoie? Când știți, banii sunt buni, dar nu pot rezolva toate problemele, dar cu bani putem achiziționa sistemul MetaPower, da? Și... Uite, cei din Zoom tot răspund. Uite că am primit în sfârșit. Trebuie să vă zic acum. Aveam la școală un profesor la limba română în liceu care avea el o idee în cap din ce ne asculta, romanul din care ne asculta, și atâta ne tot întreba până îi răspundeam fix la acea întrebare, la acea idee, așa că îmi dau seama cât de tare v-am enervat acum. Dar e important să... Sunt în întârziere cu vreo 20 de secunde, știi? Ok. E important să conștientizăm, dragilor. Cel mai important lucru, primul pas către o viață trăită plenar și așa cum ne dorim, este să conștientizăm ce ne dorim, să conștientizăm ce ne lipsește, ce ne-ar plăcea să avem, pentru că numai atunci putem să facem pași în direcția potrivită. Corect? Bun. Dacă tot am primit și răspuns, ăsta este într-adevăr răspunsul cumva cuprinzător, este energie. Oamenii de timp, repet, nu te poți, dar dacă ai mai multă energie, poți să faci mai multe lucruri în același interval de timp. Poți. Fără să te mai simți, să resimți așa obosit, fără să te mai simți obosit psihic, mental și fizic, fără să te mai simți stresat că nu faci față taskurilor și activităților cotidiene. Oricum, să știți, inclusiv în tradițiile spirituale orientale, dar nu numai, se punctează foarte clar că nivelul de sănătate al nostru este direct proporțional cu nivelul nostru de energie. Altfel spus, un nivel energetic înalt este asociat cu stare bună de sănătate. Un nivel energetic scăzut, da, înseamnă ori predispoziție către boală, ori poate chiar deja anumite manifestări de acest gen. Și atunci, bineînțeles că un om înțelept va urmări prin toate mijloacele să aducă sau să trezească în propria ființă cât mai multă energie. Da, pentru că în felul acesta organele vor putea funcționa optim, tot organismul va putea funcționa optim, da? Mintea noastră va fi clară, va fi focalizată. Pe de altă parte, să ne gândim doar la copii. Cu toții, marea majoritate, copii sau nepoți, i-ați avut și am avut în preajma noastră, copiii debordează de energie. La ei, mitocondriile, uzinele de energie celulară funcționează la maximum, da? Sunt și multe și funcționează la maximum. De-aia ei debordează de energie. Însă, în clipa în care se îmbolnăvesc, îi percepem pleoștiți, îi percepem și așa și sunt, nu doar că îi percepem, dar le scade nivelul de energie. Corpul are nevoie de energie pentru a fi sănătos. Dar nu numai la copii, și la oamenii. Dar acolo, marea majoritate, putem remarca mai ușor. De acolo mamele își dau seama. Când îl văd pe copil că e un pic mai pleoștit, deja își dau seama că ceva acolo se petrece, trebuie intervenit. Și har Domnului că avem doTERRA. Bun, înainte de a începe, vă invit să dați tag tuturor celor din echipele voastre și să invitați aici pe live, pentru că avem informații prețioase, pentru că la sfârșitul acestei întâlniri facem tombola cu premii pentru luna trecută și e merită să fii aproape pentru ambele evenimente. Puneți-mi un chat dacă vă pasionează ambele subiecte ale întâlnirii de azi. Și puneți-mi un 2 încet invers. Puneți-mi un 2 încet dacă vă pasionează ambele, puneți-mi un 1 dacă doar unul dintre subiecte vă pasionează. O să lăsăm la alegerea voastră să stabiliți care e acela care vă pasionează, dar vă garantez că după ce o să auziți câteva testimoniale despre MetaPower, cu siguranță va fi și acela pe locul întâi.
Nu ne-am întâlnit astăzi ca să mai abordăm încă o dată ce este gama Meta Power, dar ca să vă fac o introducere, pentru că sunt convinsă că sunteți mulți, mulți dintre cei care sunteți membri doTERRA și folosiți produsele doTERRA de ceva vreme sau chiar de vreme îndelungată, ca să nu mai vorbim despre cei din jurul nostru sau membrii foarte noi sau cei care nu au cont de membru, care nu știți încă ce este această gamă și de ce a făcut doTERRA această gamă Meta Power și de ce este cea mai revoluționară gamă, nu doar la doTERRA, ci revoluționară în sensul larg al cuvântului, prin ceea ce oferă. Tocmai pentru că gamă metabolică, da? Meta Power vine de la meta metabolism, dar și meta cuprinzător, power PWR de la putere, dar și de la personal wellness realized, adică sănătatea personală realizată. Este o gamă cuprinzătoare care vine cu 4-5 practic produse simple, da, pentru că avem Meta Power Advantage, sunt acele pliculețe cu pudră, cu 9 tipuri de colagen, cu NMN și cu NAD. Ah, perfect, mulțumesc. Da, îl vedem în imagine, Meta Power Advantage, din care se ia câte un pliculeț pe zi și care vine să facă multe beneficii în organismul nostru, dar să ne amintim doar de colagen și acel NMN care este precursorul NAD-ului, care lucrează la nivel celular, lucrează pe restructurare celulară. Da? Așa ajungem noi, folosind aceste suplimente, pentru că este o gamă de suplimente, să observăm în timp că nu ne mai confruntăm cu durerile care nu ne dădeau pace, probleme articulare, cu probleme de vedere, cu probleme de glicemie, colesterol și tot felul de-aia, pentru că se restructurează organismul la nivel celular. Deci face mai mult, nu este doar încă un produs cu colagen. Da? Apoi avem Meta Power Blendul, ca să le luăm în ordine de la dreapta la stânga, este blendul reformulat, este Smart & Sassy reformulat pe studii clinice, astfel încât să dea maxime rezultate pe aducerea celulelor noastre adipoase la mărimea lor normală. Pentru că noi, dragilor, ne naștem cu număr de celule adipoase, când am ajuns la maturitate, la 26 de ani, avem numărul total maxim de celule adipoase, moment din care ele nu cresc în număr, nu scad în număr, în schimb cresc sau scad în volum. Da? Așa că imaginați-vă ce ar însemna să aveți X celule de mărimea asta adipoase sau X celule de mărimea asta adipoase fiecare în organism. Așa apare obezitatea, dacă vreți. Și e evident că nu este sănătos. Da? Meta Power pe asta lucrează. Blendul. Apoi avem blendul încapsulat sub formă de bitleț, cât un sfert de picătură în acele bitlețuri, biluțe mici, de avut în poșetă tot timpul sau în buzunarul pantalonilor și de folosit pe parcursul zilei, tocmai pentru a ajuta organismul să scape de poftele acelea, pentru că se creează o dependență de la zahăr și de la stilul de viață dezordonat pe care îl avem, și Meta Power vine să lucreze și pe acea dependență. Avem blendul încapsulat sub formă de gelule, Meta Power Soft Gel, din care e recomandat să luăm câte 3 pe zi, da? Sunt 90 de celule, deci câte 3 pe zi, dimineața, prânz și seara. Și în stânga de tot avem Meta Power Assist, care este un supliment din care se ia una pe zi, aici este doza recomandată, da? Una pe zi, înainte de masa principală cu 30 de minute. Avem foarte multe informații despre această gamă în grupul nostru Natura într-o picătură, avem și un interviu cu un... cu o persoană care a folosit această gamă timp de mai multe zile, mai multe luni, până a ajuns să ne ofere acel interviu, și nu doar că a folosit-o, dar și-a făcut teste clinice, da? A făcut teste clinice la începutul utilizării gamei, teste de sânge, multe, multe teste, găsiți interviul în grup. După Meta Power, dacă căutați, pur și simplu după cuvântul Meta Power, cu siguranță vă apare și acel interviu, merită să-l ascultați, pentru că o să vedeți ce rezultate extraordinare are după câteva luni de utilizare a gamei. Și apropo de Meta Power Assist, am postat pe grup, nu știu cât ați vizionat, un documentar japonez despre spike-urile de glicemie, vârfurile de glicemie, da? Și acolo se punctează câte probleme ne generează aceste spike-uri de glicemie, și Meta Power Assist tocmai asta face, urmărește să echilibreze și să reducă acele vârfuri de glicemie, de creșterea glicemiei, care
Deci, sincer, eu când am văzut documentarul acela japonez, am fost șocat. Am fost șocat văzând cât de mult rău poate să ne facă aceste spike-uri de glicemie. Da? Și să-l căutați pe grup, e cu subtitrare în limba română, o subtitrare din aceea automată, dar oricum e suficient de bună încât să puteți parcurge și cei care nu sunteți vorbitori de limba engleză. Eu nu mă pot abține acum să nu trag o concluzie și un semnal de alarmă în același timp. Da, e adevărat. Odată cu vârsta ne resimțim din ce în ce mai mult, sau organismul nostru biciuit se resimte și reacționează din ce în ce mai greu la toate lucrurile cu care lovim din exterior prin stilul nostru de viață. Dar apropo de spike-uri de glicemie, care am învățat deja și merită să vedeți documentarul despre care vă spune Dan cât de nocive sunt în organism, spike-urile astea de glicemie se fac, dragii mei, în corpurile tuturor. Deci, da, inclusiv la cei tineri și slabi. Și la cei tineri, așa acum, chiar semnalul de alarmă voiam să-l atrag în legătură cu copiii. Pentru că copiii sunt cei care primesc de cele mai multe ori de la părinți, de la bunici, de la școală, de la așa, uite, iau o ciocolățică, iau o bombonică, iau o nu știu ce. Copiii cumva au ajuns să trăiască din dulciuri. Și chiar dacă pe ei nu se vede atât de tare acum, cu siguranță nu le face bine, apropo de spike-urile de glicemie, da? Și să reținem de asemenea că spike-urile de glicemie nu apar doar când mâncăm dulce, da? Orice înseamnă zaharuri, carbohidrați, se transformă în spike-uri de glicemie în organismul nostru. Bun, cu asta încheiem. Nu mai bine poate v-am făcut și mai curioși să studiați despre această gamă. Ce aș vrea eu să rețineți, pentru că e o gamă într-adevăr foarte complexă. Merită să studiați informațiile din grup, avem și cursul despre MetaPower exact postat. Exact asta vreau să spun. Dar cel mai mult merită să începeți să folosiți gama. Ăsta este motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi să dăm câteva testimoniale din ce am trăit noi în toată perioada asta, pentru a vă ajuta să conștientizați cât de mult bine vă puteți face. E mega simplu de folosit MetaPower, toată gama, chiar dacă o folosiți. Foarte ușor de folosit, o să vă zicem și cum, dar vă poate cu adevărat schimba viața total, da? Și adevărat nu o să vi se schimbe așa, da? Lucrurile nu se petrec de azi pe mâine, pentru că și ce s-a stricat în organism nu s-a stricat așa dintr-o dată, însă consecvența, da? Cheia stă în consecvență. Cei care vă apucați de gama MetaPower și ziceți îi dau o lună, două, să vedem ce... Da, s-ar putea să remarce rezultate, eu am remarcat și nu sunt singura și într-o lună, dar adevărul este că dacă vrei cu adevărat să-ți restructurezi organismul și să dai viață anilor, asumă-ți că măcar, nu știu, 6 luni de zile, 8 luni de zile o să folosești MetaPower, să vezi atunci cum te simți și ce rezultate remarci. Bun, acestea fiind zise, o să începem cu prima noastră invitată din această seară, sau invitați, că nu știu exact cine intră, familia Andreescu sau Ramon Andreescu, care vrea să împărtășească cu noi rezultatele lor utilizând gama MetaPower. Ramona, o să te rog să-ți pornești camera și audio. Ok, mă auziți? Te vedem, dar nu te... cred că o și auzim dacă nu... Acum? Mai zi ceva? Bună seara! Da! Da! Ia zi-ne tu ce rezultate ai avut. Bine v-am găsit. Eu am multe să vă spun. Noi folosim sistemul MetaPower din luna mai, imediat după ce ne-am întors de la convenția de la Lisabona. Pentru că am auzit acolo o grămadă de lucruri minunate și o grămadă de mărturii și testimoniale și am zis că nu putem să-l ratăm și vrem și noi să simțim pe pielea noastră. Și adevărul este că am simțit, sincer. Noi am început să folosim MetaPower Advantage, pliculețele cu colagen, uleiul în apă, da, la fiecare pahar de apă o picătură, două de ulei și capsulele de MetaPower imediat după masă, da, după fiecare masă câte o capsulă de MetaPower și în ultimul rând Beatles, da, biluțele care sunt preferatele mele de câte ori am nevoie de un pic de energie sau de refresh, așa. 2-3 biluțe din acelea sublingual sunt extraordinare. Și ce am simțit?
să vă spun acum. Am simțit exact după 2 săptămâni și aici fac o paranteză, mi-am regăsit notițele de la Lisabona unde exact asta am scris. Simți rezultatele după 2 săptămâni. Și așa a și fost. Le-am simțit. Trebuie să mai precizez că noi le luăm împreună cu LLV, da, cu trioul Lifelong Vitality, minunatele vitamine și minerale de la doTERRA, și după 2 săptămâni am simțit așa energie, mult mai multă energie, exact ce spunea Simona că ne lipsește tuturor. Da, am simțit claritate mentală. Eu nu sunt o persoană matinală, niciodată n-am fost, și dimineața când mă trezeam așa până pe la ora 10, creierul meu era undeva, plutea într-o ceață destul de deasă. Nu s-a mai întâmplat asta de când folosim MetaPower, și claritatea mentală se menține pe parcursul zilei. Da? Recuperarea după efort este mult mai ușoară. Și am un exemplu chiar de weekendul acesta, am fost la o nuntă foarte frumoasă, unde nu ne gândeam că o să stăm atât, am stat până pe la 2 și ceva, ne-am culcat la 3 noaptea. Și duminica a fost așa un pic mai greu, dar luni deja eram fresh, altă dată aș fi stat o săptămână să-mi revin după o noapte pierdută. Da? Deci se vede și acolo. Ce să vă mai spun, pe articulații, da, mult mai bună mobilitate a articulațiilor. Aveam o durere în șoldul drept, a dispărut, așa, fără să-mi dau seama, m-am trezit că nu mă mai doare, cam așa este. Și apoi, bineînțeles, pe piele, da, pielea mult mai hidratată, încet, încet dispar ridurile, da, știu, doamnele, zona asta, pe aici, te uiți într-o seară, te trezești că te uiți în oglindă și, ups, parcă era ceva pe aici și nu mai e. Da? Și la pofta de dulce. Da? Nu mai avem atâta pofta de dulce, nu mai umblăm la dulapul cu snack-uri, nu mai cumpărăm snack-uri, deci facem și economie. Da? Mâncăm mai puțin și asta am observat, că nu mi se mai face foame așa de repede și atât de des ca înainte. Și da, nu o să ne oprim, pentru că ne place cum ne simțim și din toată inima recomand tuturor. Eu m-am și gândit, mi se pare asta așa ca o investiție în noi, ca un program de economisire, dar nu un program de economisire pentru viitor, ci așa o investiție lună de lună în sănătatea noastră, care cred că e cea mai importantă, și în energie, și da, cred că merităm lucrul ăsta. Și odată ce ai energie mai mult, exact cum spunea Simona la început, poți să faci lucruri, na, de 2 ori mai mult, și vin și restul la pachet. Da, cam asta a fost. Da, exact așa este. Mulțumim, Ramona. Uite, o chestie pe care am conștientizat-o acum, și ăsta este unul din motivele pentru care am vrut și mi-a plăcut foarte mult ideea lui Dan să facem întâlnirea asta în care să vorbim din experiențele noastre. Un lucru pe care eu nu l-am conștientizat până acum, nici eu nu sunt o persoană matinală, asta nu însemnând că nu-mi funcționează creierul dimineața când mă trezesc, dar nu musai îmi place, deci nu-s genul care se trezește dimineața la 5 și zice bună dimineața, viață, și nu dacă nu am un scop sau, da? De altfel, ora mea normală ar fi 8:30-9, dar e și foarte adevărat că mă culc la 12:00-1:00. Însă, de când iau MetaPower, exact chestia asta am remarcat, că pot să mă trezesc și să fiu fresh și să fiu, sunt acolo, și că și atunci când mă culc, nu vă recomand asta deloc, deci nu faceți ca mine, dar și când mă culc, cum fac eu în ultimele 2 săptămâni, tot după ora 2, sunt ok, adică mă trezesc, am energie toată ziua, am, da. Bun, super, mulțumim, Ramona, tot ce ai spus tu acolo am simțit și eu, dar fiecare la rândul lui, așa că hai să vedem cine ni se mai alătură, cine mai e alături de noi, camera și microfonul. Bogdan, am înțeles că intră acum? Bogdan Bumburuț. Inga, ok. Acum am oprit și am un pic de semnal. Super. Super. Bună seara. E un subiect foarte fain pentru care nu trebuie să te pregătești, pentru că așa experiențele astea sunt atât de evidente. Și eu am început să folosesc MetaPower după Lisabona.
În întregime folosesc de la bun început colagenul, capsulele, asistul, bidlețul și uleiul. Și la început credeam și eu, cred că mai mulți gândesc așa, că folosind atât de multe uleiuri e foarte greu să mai integrezi încă o serie de produse în rutină. Dar a fost până la urmă atât de simplu, a fost atât de natural și de firesc așa cumva, s-a integrat pe lângă toate multitudinea de uleiuri pe care le mai folosesc eu și LLV-urile și terazaimul și fitoestrogenul și bonutrientul mult. Eu le iau în felul următor. Colagenul dimineața pe stomacul gol, înainte de cafea. Și prima chestie pe care am remarcat-o este faptul că, apropo de cafea, că beau mai puțină cafea. Nu mi-am propus, eu sunt o iubitoare de cafea, îmi place și aroma, îmi place și să savrez o cafea dimineața, nu mi-am propus neapărat chestia asta, dar am remarcat totuși, pentru că am băut de-a lungul timpului foarte multă cafea, am remarcat. Cam pe la ora prânzului așa e o senzație că ai vrea să tragi un punct de somn, nu prea mai ai energie, ai mai și la o stare nesănătoasă, așa, ai vrea așa un boost de energie la prânz. Acum nu se mai întâmplă chestia asta, deci asta a fost primul lucru pe care l-am remarcat. Energia este cumva dozată pe tot parcursul zilei, atât de fain până seara. Somnul s-a îmbunătățit foarte mult, cred că tot și din cauza asta, că este constant nivelul de energie pe timpul zilei. Somnul este mult mai calitativ, chiar dacă este mai destul de durat uneori și la mine. Deci dimineața iau colagenul, iar capsulele Assist, eu nu iau întotdeauna una pe zi, mai iau și două pe zi. Depinde de ce mănânc în ziua respectivă, când, la ce oră. Se poate întâmpla să fie o zi în care nu există doar o masă care să fie mai bogată în carbohidrați sau poate chiar și ceva dulce sau poate chiar un conținut mai mare de fructe poate să aibă și atunci. Țin neapărat să iau asistul înainte cu 20-30 de minute, cam așa. La început nu lăsam așa de mult timp, uneori era mai puțin, dar după ce l-am ascultat pe Daniel, eu am ținut cont de chestia asta, 20-30 de minute, mă străduiesc să respect chestia asta cu 30 de minute înainte. Deci la mine asistul se termină mai repede decât o lună mai zile, pentru că iau de multe ori și două. Bidlețurile întotdeauna, în orice condiții, și cu apă și fără apă. Îmi place foarte tare uleiul, nu îl folosesc în paharul cu apă, eu direct sublingual și după aceea eventual beau apă. Și capsulele, trei în general mă străduiesc să respect trei, dar nu întotdeauna miete, cam două, trei pe zi, tot așa. În afară de nivelul de energie care este constant pe timpul zilei, cum am spus, pentru mine e foarte importantă chestia asta. Nu e neapărat că e o treabă din aia că țopăi toată ziua. Dar e o productivitate care crește datorită faptului că poți să fii concentrat, poți să fii activ pe timpul zilei în mod constant. Și nu există oboseala aia seara, așa, că pici, că ți se închid ochii de gata, de nu mai poți de oboseală. Somnul vine foarte firesc, în general foarte odihnitor, fără vise. Și pentru mine asta înseamnă că dimineața eu când mă trezesc sunt foarte energetic. De multe ori chiar o să spun că nici nu aș avea nevoie de cafea, dar mai e chestia aia că să vrei. Durerile de spate nu mai există, chiar dacă stau mai mult timp pe scaun sau la volan sau așa. Am mai avut de multe ori, datorită mersului pe jos, dureri de picioare. Iarăși chestia asta am observat că nu mai există durerile de picioare, de călcâi, poate uneori, din cauza mersului pe jos, nu mai am chestia asta. Dar conduc foarte mult timp, iarăși nu mai am senzația de oboseală și de dureri, în special de spate.
cam atât acum. Știu că am adus mai stângi la Danie, aduc aminte, dar o să intervină pe parcurs dacă mi-aduc aminte. Da, pentru mine este o schimbare foarte vizibilă și evidentă în tot. Tenul, da, este evidentă chestia asta și când mă uit eu în oglindă, adică eu îmi văd pe mine și dimineața și seara, seara, de regulă, după demachiere sau după ce a fost o zi mai obositoare sau mai, mai multe activități, se vede oboseala și pe tenul. Acum este mult mai îmbunătățită chestia asta cu ridurile, iarăși se vede, dar e datorat îmbunătățirii în general a aspectului tenului. Unghiile sunt foarte sănătoase, pot să spun acum la mine. Eu, deși merg cu regularitate la manicură, oricum, între două sesiuni, te observa că mai este loc de îmbunătățiri în direcția asta. Se mai rupeau, se mai așa, acum nu există chestia asta. Părul nu mai cade atât de tare. Iarăși pentru mine este foarte important și vizibil. Au început rezultatele foarte repede, dar cele legate de unghii, de păr, sunt mai recente. Pe ten s-a văzut foarte repede, la nivelul de energie dozat pe timpul zilei s-a văzut foarte repede, la durerea de spate și asta s-a văzut foarte repede. Recomand tuturor să simtă pe pielea lor chestia asta, pentru că este o plăcere și o bucurie așa aparte să simți tu că ție ți se întâmplă chestia asta și vezi lucrurile schimbate în bine. Bineînțeles că n-am întrerupt LLV-urile. Terazaimul țin cont de faptul că trebuie să existe două ore diferență între Terazaim și Asi. Și, da, mi-am adus aminte ce am vrut să spun. Obiceiurile alimentare, preferințele alimentare mai degrabă, nu obiceiurile alimentare. S-au schimbat foarte mult preferințele alimentare. Adică farfuria mea a devenit mult mai colorată. Exact clișeul ăla care se tot spune legat de nutriție, farfuria colorată. S-a colorat farfuria mea fără să îmi propun eu neapărat. Prefer mai multe tipuri de legume, fructe și și înainte era, dar acum e cumva în detrimentul altor produse, deci nu este absolut evidentă schimbare. Da. Recomand tuturor să încerce pe pielea lor, cum am spus, e de văzut, e de testat și e de simțit. Cu siguranță nu te lași dacă te apuci. Așa e, chiar așa e și îmi place. Simtă pe pielea lor la propriu, nu numai la figurat. Da, pe corpul lor. Și îmi place cum ai, le-ai menționat așa pe rând și cumva în ordinea în care le-ai remarcat la tine. Important de reținut că fiecare vom remarca primele beneficii acolo unde, să zicem, avem noi provocările, dar ele vor apărea, da? Și da, tot ce ai menționat și tu, de altfel și Ramona menționase, deja vedem că se regăsesc acele beneficii la toată lumea și îmi place mult asta. Și apropo de preferințele culinare, ce am remarcat eu este faptul că nu eram orientată către prostioare neapărat nici înainte, adică totuși suntem vegetarieni de o grămadă de ani. 28. Înțelegem importanța alimentației, 29. Dar mai scăpam la ciocolățele, adică nu că mai scăpam, aveam în casă tot timpul ciocolățele, biscuiței, chestii și după, nu știu, după prânz, probabil că două mese avem pe zi, era și ceva dulce. Și am remarcat că nu mai am poftă de prostioare, adică cumva organismul meu le nu mai are nevoie, da? Practic asta și asta face toată schema de MetaPower și aici în special blend, soft gel și biluțele. Super, Inga, mulțumim. Oare acum mai intră Boburuz? Bogdan Boburuz. Da, salutare tuturor. Sper că mă auziți, mă vedeți? Da. Ok, super. Vă salut. Să știți că eu nu l-am fost early adopter, cum se zice, în ceea ce privește sistemul MetaPower, în sensul în care nu știu exact de ce nici acum să o zic, dar am fost foarte, foarte atras de acest sistem de când a fost lansat în state anul trecut.
Noi oricum ne comandăm toate uleiurile și produsele lansate de doTERRA, dar MetaPower m-a convins să încep și să mă și țin de el încă din octombrie anul trecut. E adevărat, atunci în perioada de toamnă-iarnă cu câteva mici pauze. Și am făcut, când încă nu era lansat în Europa, am făcut eforturi, comenzi în SUA, am așteptat după ele și așa mai departe, ca să ajung de la începutul anului să iau tot sistemul MetaPower, colagen, Assist, soft gels, uleiul MetaPower și chiar și biluțele din când în când, dar acelea cel mai puțin. Vă zic și cum, eu îmi încep ziua cu acel pliculeț de colagen. Primul lucru, deci primul pahar cu apă îl beau cu colagen, apoi cam 4-5 picături de ulei esențial în sticla pe care o iau la sală și plus pe parcursul zilei câte una, două picături într-un pahar cu apă când simt așa nevoia și că m-ar ajuta. De obicei eu iau câte două soft gels după mese, mai degrabă după micul dejun și după cină obișnuiesc și Assist iau, încerc să iau aici, e adevărat că încă mai e o provocare, să iau cu 30 de minute înainte de cea mai bogată, cea mai copioasă masă, de obicei se întâmplă cu 5-10 minute înainte, dar tot simt efectele și tot sunt convins că e mai bine decât deloc. Acum, în ceea ce privesc efectele pe care le simt, sunt multiple și nu o să pot să vi le descriu pe toate în detaliu. Am simțit și eu partea asta de focus, de energie, le-am simțit îmbunătățite, mai ales că mă confruntam chiar cu o lipsă destul de mare de putere de concentrare în ultima perioadă, însă cel mai și cel mai mult am simțit că MetaPower mă ține în acțiune. La ce mă refer cu chestia asta? Recunosc că eu nu sunt cel mai organizat, însă cu MetaPower am simțit susținerea aceea în a mă ține de treabă. De la o alimentație mai sănătoasă, la mersul la sală, la un minim de mișcare, cel puțin 10.000 de pași pe zi, indiferent de ce se întâmplă. Deci a fost toată partea asta de susținere. Știu că a fost promovat și s-a discutat inclusiv de partea asta de slăbit și eu am resimțit pe partea asta, am dat câteva kilograme jos, nu foarte multe, deci n-a fost o schimbare drastică, dar deși nu m-am măsurat la modul profesionist, simt că țesutul adipos a fost înlocuit de cel muscular. Deci nu mai e, chiar dacă kilogramele sunt acolo, nu mai e aceeași compoziție. Da? Sigur, aici a contribuit și mersul la sală, n-am cum să spun că nu, dar nici asta nu cred că ar fi venit fără MetaPower și nu s-ar fi întâmplat schimbările atât de rapid. Și nu în ultimul rând ce vreau să menționez un rezultat, o experiență foarte faină pe care am avut-o și foarte importantă pentru mine a fost pe partea de dureri. Eu în ultimul an nu am mai avut nicio criză de spondiloză cervicală, care la mine se manifesta și cu dureri de cap foarte puternice, cu stări de greață, de foarte, foarte amețeli și așa mai departe. Deci n-am mai avut în ultimul an nicio astfel de criză, deși aveam cel puțin 3-4 pe an și în special în momentele în care ridicam ceva greu, greutăți, fie plase de cumpărături sau mobilă prin casă sau mai știu eu ce. Ei, acum o fac cu bucurie și fără niciun fel de grijă că s-ar putea întâmpla ceva. Și vreau să închei cu ceva poate mai subtil, dar cred eu cel mai important lucru pe care l-a adus MetaPower, cel puțin în viața mea, o motivație suplimentară pentru a trăi la modul serios cea mai bună versiune a mea. Asta s-a întâmplat și cu MetaPower, dar mai ales cu educația pe care am primit-o odată cu acest sistem, pentru că am aflat atât de multe despre ce înseamnă metabolism, ce înseamnă îmbătrânire, ce înseamnă susținerea sănătății celulare, da? Și chiar aveți acces la acest curs despre MetaPower în care veți învăța o mulțime de lucruri foarte interesante și eu unul când am înțeles diferența între lifespan, între numărul de ani în viață și health span, sănătatea din acei ani de viață, atunci a fost așa, s-a aprins un bec și am realizat că eu chiar nu-mi doresc doar să trăiesc nu știu câți ani, ci mai degrabă vreau să trăiesc
sănătos în acei ani alături de familia mea, alături de copilul meu și să mă bucur de acea perioadă a vieții în care mulți suferă, din păcate. Și cred că ce am mai realizat e că, indiferent când începem, avem ocazia cu MetaPower și cu celelalte soluții pe care le avem la îndemână să lucrăm să devenim fiecare chiar cea mai bună versiune a noastră din toate punctele de vedere. Așa că, nu știu, pentru cei dintre voi care urmăriți webinarul ăsta și încă n-ați început, n-ați acceptat provocarea asta, n-ați avut realizarea asta că se poate întâmpla, să știți că, indiferent unde sunteți pe linia aia de viață, de ani de viață, nu e prea târziu. Ba chiar e momentul potrivit și chiar vă invit să o faceți. Și să vă bucurați de efectele lor și abia așteptăm să le auzim, să le împărtășiți și voi. Super, Bogdan, mulțumim. După cum remarcați, multe efecte se regăsesc, aceleași efecte la toată lumea, toți vorbesc despre energie, toți vorbesc despre calitatea vieții, toți vorbesc, însă trebuie să recunosc că ce mi-a făcut acum pielea de găină a fost când lucruri de astea pe care nu le conștientizezi sau uiți de ele, te poți obișnui și cu răul, te poți obișnui și cu binele, așa treptat încât nici nu-ți dai seama cât de bine îți ajunge să-ți fie. Când a zis Bogdan despre crizele acelea lui de spondiloză cervicală și mi-am amintit instant o astfel de criză de care ne povestea, era în plină criză și cât de dureroasă era toată chestia, mi-am amintit prin ce ai trecut și acum când ai zis că de un an n-ai mai experimentat așa ceva deloc, indiferent ce tip de activități faci, mi se pare wow. Da, și în timp ce povestea el am conștientizat o chestie pe care nu conștientizasem până acum, și anume și eu am o hernie de disc care în anii trecuți periodic mă mai supăra, așa, mai apăreau perioade în care simțeam o anumită jenă acolo și de anul trecut, de când am început să utilizez MetaPower, n-am mai avut niciun fel de problemă de genul acesta. Da, nici a stat mult pe scaun, într-adevăr. Deși am condus, de obicei, când conduceam foarte mult, după aceea mă resimțeam, dar am condus, am mers până în Dolomiți, am condus numai eu și înapoi tot numai eu, și n-am simțit nici măcar o ușoară tensiune în zona respectivă, dar efectiv acum mi-am dat seama când a povestit Bogdan. Până acum focusul meu n-a fost pe acest gen de efecte. Și dacă tot am început, deci pentru mine efectul principal pe care l-am remarcat la MetaPower este legat de nivelul energetic. Acum nu aveam un nivel energetic jos nici înainte, da? Pentru că și prin natura, zicem, ocupației noastre și pasiune, stilul nostru de viață, știți, suntem profesori yoga și yoga se ocupă cu energiile, da? Și chiar nu am probleme din perspectiva aceasta a energiilor. Dar totuși la nivelul acesta fizic, vital, imediat, care ține de corpul fizic, am simțit o spectaculoasă și radicală îmbunătățire a nivelului energetic. Da? Deci chiar simt, dacă ar fi să punem pe o scală de la 1 la 10, zicem, aveam înainte un nivel de raportat aici, bineînțeles, la nivelul energetic pe care îl are un adolescent, o persoană de 20 și ceva de ani, să zicem, aia are 10, eu... La are peste 10. Să zicem 10, eu aveam undeva 7 și după ce am început să utilizez MetaPower, undeva simt că am ajuns pe la 8,5. Da? Ceea ce este, zic eu, absolut remarcabil, repet, 10 fiind nivelul de la 20 și ceva de ani, când
atunci suntem la maximum din punct de vedere energetic. Așa că este un efect pe care l-au relatat cu toții, dar, repet, eu pe ăsta clar l-am simțit cel mai puternic. Da? Și, de altfel, s-a și văzut în excursia noastră, în vacanța noastră în Munții Dolomiți. Cei care ne urmăriți pe Facebook ați văzut că a postat Dan o grămadă de filmulețe și poze, pentru că efectiv frumusețea acelor locuri pe noi ne-a copleșit și am urmărit să împărtășim cu toată lumea și să ne rămână și nouă ca amintire. Oricum vom reveni acolo, însă cu toate că anul trecut, când am fost prima dată în Dolomiți și ne-am îndrăgostit de acei munți, am zis până anul viitor, când revenim într-o întreagă vacanță doar în această zonă, sunt niște munți spectaculoși, dar care trebuie și urcați, o să ne pregătim, deci o să urmărim să fim pregătiți din punct de vedere fizic, o să ne antrenăm. N-am apucat să facem asta, pentru că Nu prea ne-am pregătit. Însă, totuși am făcut față. Am făcut față cu brio și recuperarea a fost, indiferent câți kilometri umblam zilnic, recuperarea s-a făcut absolut natural, de la sine, de la Metapower, aș zice, chiar nu de la sine. În mod sigur, Metapower ne-a ajutat. Am să nu vrem să fim nici fanatici, dar în mod sigur ne-a ajutat, pentru că am evaluat ce lucruri am schimbat în viața noastră și era singura chestie care putea cu adevărat să aducă această schimbare. Nu ne înțelegeți greșit. Se veți simți schimbare din clipa în care începeți să consumați Lifelong Vitality Pack și am auzit pe foarte mulți spunând asta, pentru că în clipa în care încep să dai organismului ceea ce are nevoie zi de zi, categoric organismul o să simtă și o să-ți mulțumească printr-o stare de bine. Însă e altceva. Deci în clipa în care aduci și Metapower și începe restructurarea la nivel celular, adică nu doar că îi dai organismul, nu doar că îi dai mașinii combustibil să te poată duce, ci ai avut și grijă de ea, da? Ai grijă să fie unse toate piesele, să exact asta face Metapower. Bun, mergem mai departe și ca să facem un echilibru în așa, invităm și o bunică care a dorit să ni se alăture în această seară, pe Viorica Branea. Da, și eu să vă stric media de vârstă. Așa. Păi suntem la vârste diferite. Nu ne-o stric, ar ne-o îmbunătățiți. Să ne-o completați, pentru că acum, suntem toți cu vârste diferite. Bună seara tuturor! Se cuvine să încep cu vârsta, neapărat, pentru că are legătură cu efectele Metapower. Așa e. Eu am și cu starea de sănătate. Eu am îndată 68 de ani și prin anul 2010 m-am pricopsit cu un infarct. După care, ani de zile, am luat anticoagulante, beta-blocante, antihipertensive. Am făcut des puseuri de tensiune cu valori, nu vi le spun. Am luat și n-am luat tratamentul alopat, însă de când iau uleiurile, m-am reechilibrat. Nu mi-a mers întotdeauna bine, pentru că nu întotdeauna dozezi pe pielea ta și trebuie să simți, să-ți dai seama până unde te duci, cu ce te duci. Mi-a mers bine o perioadă, m-am dezechilibrat anul trecut într-o vreme, însă dorința mea e să scap de alopatele astea și la sfatul unei doamne biolog am început să le răresc, adică să le înjumătățesc și apoi să le spertuțesc și uite așa mă țin pe poziție și îs ok. Tensiunea mea e bine, dar e bine în sensul că dacă până în luna iunie eu trebuia cam la 3 zile, 4 zile, tot simțeam că eu îmi puseu de tensiune și îmi măsuram tensiunea, ei, Metapower-ul m-a pus pe roate. Nu mi-am dat seama de unde mi se trage. Au fost copiii la mine, au venit copiii la mine din iunie și n-am avut vreme să mă controlez, să văd ce fac, cum fac. În schimb, Elena e cu ochii pe mine și m-a întrebat, zice, spre sfârșitul perioadei. N-am conștientizat.
Mama, nu te-am mai văzut să-ți iei tensiunea. Chiar că zăcea tensiometru undeva acolo ciușdit. Și am zis, e adevărat. E adevărat, cred că fiindcă sunteți voi aici. Și a zis, nu, nu, te-am văzut că ți-ai metapowerul sistematic. E adevărat. Deci, dacă m-am uitat pe carnetul cu evidența tensiunii mele arteriale și când am văzut iunie pauză, iulie pauză, măi, ce-i cu mine? Deci eu n-am mai trebuit să măsor tensiunea, e un lucru nemaipomenit, să stai cu grijă, așa cum Elena m-a sezizat odată când n-am vrut să mai iau beta-blocante și ea m-a întrebat, mamă, tu ți-ai mai luat tensiunea? Și am zis, nu, de ce? Zice, ia ia-ți-o un pic acum. Aveam tensiunea 22 atunci, fără să-mi dau seama. Ei, acum nu mi se mai întâmplă asta. Deci am luat metapowerul și recunosc, și să nu faceți ca mine, nu foarte consecvent. Dar am luat în fiecare zi soft gel-ul, am luat în fiecare zi metapower assist, nu, assist-ul, da, uneori l-am sărit, uneori l-am sărit. Uleiul, blend-ul, l-am luat în apă, îmi place chestia. Și mai scap caii și la pudra de colagen, dar nu întotdeauna. Uit de ea. Îmi pun în borcanel și dacă nu-l iau dimineața, îl iau seara. Am citit eu undeva o mărturie a cuiva care zicea e bine de luat pentru persoanele după vârsta de 50 sau 60 de ani seara. E adevărat sau nu? Am încercat și l-am luat și seara și ok. Cu somnul stau bine, dar nu v-am spus că am dat și 5 kg jos în perioada asta. Deci pentru mine e foarte mult. Asta odată și în al doilea rând am avut energie pentru trupa mea de pitici. Că nu e ușor. Și casă, și firmă, și grădină, și curte, și piticii. Dar piticii cred că îți dau și energie până una alta. Deci toate astea împreună m-au ajutat să ajung la nivelul la care sunt acum. Asta e o dată, însă eu n-am renunțat la LLB-uri pe care le iau toate o dată pe zi. În schimb iau X-Omega 6 pe zi. Colesterolul meu a fost în tavan de sus, 300 și a scăzut un pic după ce am început să iau câte 4 pe zi și acum urmează să-mi fac niște analize să vedem cum stau la nivelul ăsta, dar eu mă simt bine, asta e important. Nu lipsesc din rutina zilnică lemonul, copaiba, tămâia. În fiecare zi terazaim la fiecare masă, iau DDR Prime seara, ultima doză de X-Omega. În general, mănânc, da, și pofta de dulce a scăzut mult, dar nu că a scăzut, nici nu eram eu așa o pofticioasă de dulce, dar făcând dulce la copii, eram tentată să mănânc, măcar să văd cum a ieșit. Și am mâncat, dar nu să termin o tavă. Nici nu eram așa de actiată după dulce. Nici mesele nu mai sunt așa de... Nu mâncam mult, dar nici acum mănânc și mai puțin. Deci se simte lucrul ăsta, fără să-ți dai seama, așa, încet, încet. Deci sunt multe lucruri de spus, mai ales dacă folosești programul în timp. Mie mi-a prins foarte bine, dar recunosc că aveam nevoie de mai multă consecvență. Elena, dacă stă de capul meu, ai făcut, ai dres, nu ți-ai luat, atunci n-am încotro. Dar când singură, nu am așa de multă grijă de mine. Dar promit, acum e păcat pentru rezultatele pe care le-am obținut până acum. Exact. Recomand să... Obține. Deci vorbim de mine, de 68 de ani și de... o bunică cu un infarct la activ și care a muncit foarte mult toată viața într-un stres continuu. Eu vreau să vă felicit pentru stilul de viață pe care l-ați adoptat și pentru că, așa cum menționa și Bogdan Buburuz, într-adevăr, gama asta Metapower vine ea cu ceva, nu știu, te motivează ea cumva din interior
Da. Bine, și din faptul că stai anumite pofte neconstructive, să adopți niște obiceiuri constructive de stil de viață, însă poate dacă nimic altceva nu v-a motivat până acum, poate vă motivează ce vă spun acum. Să știți că am citit și nu un testimonial, ci mai multe pe grupul acela în limba engleză care s-a creat în septembrie anul trecut, grupul global. Mai multe testimoniale care spuneau că folosirea acestei game, toată lumea folosește alături de LLV, da? Dar folosirea acestei game pe parcursul mai multor luni a dus la scăderea colesterolului și de altfel și Daniel Plantin menționa asta după 4 luni de utilizare, la scăderea colesterolului, a glucozei în sânge, da? Și ajungerea în limite normale, aducerea în limite normale. Așadar, continuați, pentru că am văzut cu ceva ce vă roade acolo. Da, cu siguranță, da. De câte ori am mers la o evaluare medicală, să iau statine, să iau... Nu, și am zis eu, nu le mai iau veci, mai ales că am avut destule probleme cu alopatele, cu intoleranțe, cu efecte adverse, nu. Însă se simte diferența. Eu simt, nu-i nevoie să fac analize, le voi face, dar se simte diferența, clar. Minunat, să împărtășiți și cu toți cei din jurul dumneavoastră, cu de vârsta lumea dumneavoastră, ca să-i ajutăm și pe ei, știm care sunt problemele cu statinele. Mulțumim mult de tot, doamna Viorica, și o invităm acum pe... sănătate multă. Da, mulțumim mult. Invităm pe Simona, urmărim să ne grăbim un pic, că nici nu ne dăm seama cum a trecut atâta vreme, dar vă rog, cei care ați venit alături de noi să împărtășiți, să vă spuneți povestea. Simona Buburuz urmează. Vă salut! Te auzim și te vedem! Ce lucruri frumoase povestiți voi aici în seara asta! Și chiar sunt recunoscătoare și eu pentru ce aud, fiindcă e util când facem o schimbare în viața noastră, când se întâmplă lucruri bune, să stăm să le și conștientizăm, pentru că e atât de ușor să ne obișnuim cu binele. Și vă povestesc și eu așa pe scurt, o să mă rezum la câteva aspecte pe care le-am observat de când folosesc acest sistem, sistemul MetaPower. Nu mi-amintesc exact când am început, cred că prin luna noiembrie anului trecut. Deci, poate cam spre un an de când îl folosesc, nu le-am folosit pe toate cu consecvențe, adevărat. Dar am observat de fiecare dată când am început și când am reluat după o pauză niște rezultate, de exemplu la uleiul MetaPower combinat cu Assist-ul luat înainte de mâncare. Am observat un efect foarte clar asupra poftei de mâncare sau a atitudinii pe care l-am față de mâncare în general. Ca și mamă de familie, da, eu sunt cea care mă gândesc la ce urmează să mai facem, ce mai mâncăm, ce se mai întâmplă. Și de unde eram foarte ocupată de acest subiect, am ajuns așa la un fel de, ok, parcă nici nu mi-e foame, parcă nici nu mă mai gândesc atât la mâncare, sau în momentul în care văd mâncarea în fața mea, ok, îmi dau seama, da, mi-e foame și aș mânca. Dar e foarte interesant ce s-a întâmplat și mai mult, cel mai mult am apreciat acest dezinteres față de dulciuri care a apărut în viața mea. Și asta cred că e o veste bună pentru toate persoanele cărora le plac dulciurile și poate mai abuzează de ele, cum am mai făcut și eu în diverse etape ale vieții mele. Și asta m-a bucurat pe mine foarte mult, pentru că pur și simplu îmi pierdusem interesul. Și când am oprit pentru o perioadă uleiul, după aia am reluat, am văzut același efect îmbucurător, care mi-a confirmat că într-adevăr se întâmplă de la MetaPower. Și îmi plac și biluțele foarte mult, așa, să le savurez una câte una, sunt mai blânde cumva decât uleiul de mentă, poți să le duci cu tine peste tot, sunt minunate, dar cel mai mult și cel mai mult îmi place Advantage-ul. Și e o bucurie pentru mine să vorbesc despre el oricând, cred că e unul dintre subiectele mele preferate și asta este pentru rezultatele pe care le-a adus în viața mea. Și dacă v-aș spune că m-a scăpat de durerile de spate, v-aș spune puțin, prea puțin, pentru că ar trebui să vă spun un pic din contextul acestor dureri de spate pe care le-am avut de la 20 și ceva de ani, pentru care la 20
22 de ani am primit o rețetă cu 3 medicamente pe care le-am scos, mi le-am luat de la farmacie, că eram studentă și le-am luat gratuit și mi le-am dus pe patul meu de cămin și m-am uitat la ele și m-am uitat la prospecte, că voiam să văd ce mi s-a dat și ce trebuie să iau. Și când am citit acolo de efectele medicamentelor, nu știu, halucinații, sevraj și ce mai scria, le-am împachetat, le-am pus la loc și am zis așa ceva nu o să iau în viața mea. Și nu știu cum aș fi reușit să nu iau dacă n-aș fi întâlnit la un moment dat doTERRA și uleiurile esențiale. Mi-am ținut o vreme foarte bine sub control cu fizioterapie, am învățat să not. Problemele mele de spate au fost serioase. Au început de la o scolioză și ultimul diagnostic pe care l-am avut la un moment dat înainte să rămân însărcinată a fost de discopatie lombară. Iar durerile, mai ales după o vârstă, erau permanente. Da? Cam așa după 30 de ani, nu prea mai avem perioade, cum avusesem pe la 20 de ani, în care să nu mă doară nimic, să nu mă doară deloc. Nu mă durea foarte tare tot timpul, e adevărat, dar disconfortul meu era mereu acolo. Și după ce am făcut copilul, da, am avut o burtă mare, după aia un copil pe care l-am tot ridicat, l-am tot pus dintr-o parte în alta, deci mi-am solicitat spatele că nu aveam ce să fac. Ajunsesem așa într-o perioadă în care îmi țineam destul de bine sub control aceste dureri foarte supărătoare de spate, cu tămâie, cu copaiba și cu Deep Blue. Și lucrurile erau destul de ok, destul de bine ținute sub control, zic eu, dar revoluția a fost când am început să consum Advantage. Și n-aș ști exact să vă spun și îmi pare rău că nu mi-am notat în momentul în care am realizat că nu mă mai supăr așa de rău spatele, că nu mă mai deranjează și că pot să îmi ridic copilul în spate, să mă joc cu el, să-l duc un pic în brațe dacă e nevoie dintr-un loc în altul și chiar mă gândeam așa, wow, uite ce fac, oare e ok ce fac? Îmi veneau niște gânduri, poate ar trebui să mă menajez un pic, poate ar trebui să-mi menajez spatele, că având mintea aia de om cu probleme cu spate, toată viața mea, da, la care mi-a spus medicul la 20 de ani să nu duci mai mult din kilogram în fiecare mână, să nu dai cu mătura, să nu te apleci să dai cu mătura și să nu faci mișcări bruște. Și îmi vine să râd acum când mă gândesc la ce mi-a zis atunci medicul, pentru că viața unei femei nu e deloc așa. Și este o schimbare pentru mine... Wow! Din punctul acesta de vedere al durerilor de spate, aproape că, nu știu, mă strânge în spate când mă gândesc cum era și cum este acum. Și este motivul pentru care vreau să spun tuturor de acest Advantage, de aceste pliculețe cu colagen și ce mai conțin, pentru că în viața mea a fost o schimbare atât de mare și le recomand tuturor care suferă de probleme de spate. Și vreau să mai punctez un singur beneficiu pe care l-am simțit destul de repede după ce am început să iau pliculețele de Advantage și acela a fost beneficiul asupra stării de spirit. Chiar în cam după o săptămână și ceva, am observat seara, în momentele în care de obicei eram la finalul zilei, eram destul de obosită, deja se adunau multe lucruri și erau niște momente specifice în decursul anumitor zile în care eu mă simțeam copleșită, simțeam deja că e foarte mult, sunt multe, copilul vrea, acolo trebuie, mâncare trebuie, așa am început să simt că fac față mult mai bine, sunt calmă, le iau pe rând, nu mă mai agit, le iau pe rând așa cum sunt și asta mi s-a părut iarăși un efect wow, super, să văd, mulți spun că au simțit energie. Eu am simțit partea aceasta de a fi mai calmă, de a gestiona mai bine același volum de lucruri sau de ce aveam eu de făcut. Și vă recomand pe o perioadă de timp cât consideră fiecare, dar cu o anumită consecvență, pentru că da, unele rezultate s-ar putea să le vedeți foarte repede, cum am văzut și eu pe starea de spirit, altele apar în timp, dar este un produs extraordinar și îl recomand tuturor. Mulțumim, Simona! Apropo, tu spuneai că ai simțit această capacitate de a gestiona mai bine lucrurile, dar când noi avem
energie multă, devenim capabili să gestionăm mult mai bine lucrurile. Deci la tine, oarecum, această creștere a nivelului energetic s-a exprimat în această formă, dar tot legat de energie este... Și într-adevăr, ce ai menționat tu, le-am întâlnit mult și eu personal și în testimonialele multora, mă refer din nou la grupul acela global, legat de capacitatea de concentrare. Da? În clipa în care ai energie, te poți concentra acolo unde vrei, categoric lucrurile capătă și viața capătă un alt ritm, adică nu te mai simți copleșit din toate direcțiile, ci pur și simplu simți că le poți lua pe rând și organiza treptat. Și legat de modul în care, da, îți revii și te poți odihni și practic capacitatea Mă gândesc că știți care este organul care consumă cea mai multă energie în corp. Da? Creierul nostru. Da? Când avem energie din belșug, creierul nostru, împreună cu mintea, funcționează la parametri mult mai buni. Da? Și asta se va reflecta prin capacitatea de focalizare. Pe de altă parte, ce mai vreau să punctez, doamna Branea spunea, se exprima că așa simt, că mă simt bine și unii sceptici sau cârcotași ar zice, ok, dar astea sunt niște percepții subiective. Însă am văzut un documentar pe Discovery Channel în care un om de știință analiza aceste lucruri legate de ceea ce simt oamenii. Și, bineînțeles, corelat și cu fizica cuantică. Și el puncta că, da, știința este focalizată pe efectele măsurabile și ignoră complet experiența subiectivă, interioară, care, totuși, pentru cei care știți cât de cât despre reprogramarea subconștientului, este mult mai importantă decât ceea ce măsurăm noi în exterior ca efecte. Da? Pentru că, de fapt, cauza lucrurilor pe care le măsurăm noi ca efecte este în interiorul nostru. Deci, percepția aceasta subiectivă este extrem de importantă și reală. Chiar mai reală decât lucrurile pe care noi le putem măsura în exterior. Da? Și tocmai de aceea aveți încredere în aceste lucruri pe care le simțiți și dați-le importanța pe care o merită. Și urmăriți să le și conștientizați, vinând o dată cu importanța acestui aspect și cu siguranță ați auzit cu toții acest exemplu, dacă iei o broască și o pui într-o oală pe foc, și o lași acolo, broasca aceea va ajunge să fiarbă treptat pe măsură ce se încălzește apa și ajunge să fiarbă și nu pentru va schița niciun gest. Pentru că nu-și dă seama că temperatura crește. Crește treptat, crește treptat. Da, și ea își pierde viața acolo, pe când dacă iei o broască și o arunci într-o apă fierbinte va de pe foc, afară. Va sări imediat afară. Asta este un motiv pentru care, sau un exemplu foarte bun care ne ajută să înțelegem cât de important este să conștientizăm fiecare aspect din viața noastră. Și alea bune și alea rele, astfel încât să putem să acționăm. Din alea bune mai multe, alea bune să se adune, alea rele să se spele. Bun. Încercăm, da, mai luăm și mai avem Roxana. Nu mai, deci relaxat, pentru că haideți să fim, să ne bucurăm de această primă întâlnire în sezonul de toamnă. Chiar nu ne-am mai întâlnit așa să povestim de ceva vreme și haideți să avem răbdare cu toții, să luăm câte un Meta Power Advantage și să avem mai multă energie ca să putem să savurăm până la capăt toată această întâlnire a noastră, care, sincer, pe mine mă umple așa la suflet, mă unge la suflet și mă bucură, pentru că simt că s-a creat așa o energie de grup foarte, foarte frumoasă și vă promitem că o să mai facem astfel de întâlniri în acest sezon de toamnă, iarnă, primăvară, pentru că merită să le facem. Ia lăsați-ne pentru tot. Exact. Ia lăsați-ne niște inimioare acolo. Nu, cei care... Lăsați un 7 în chat dacă aveți sentimentul că e util. Util și că simțiți așa că e o întâlnire
care vă atinge așa sufletește și vă înalță. Da. Deci numai atunci să puneți 7 dacă simțiți aceste lucruri. Exact. Într-un mod subiectiv, nemăsurabil cu aparatele, dar... Bun. Și până vedem că deja curge cu 7 aici și cu inimioare, o invităm pe Roxana Popescu, care și ea a dorit să ni se alăture astăzi. Pe Roxana, cu Roxana ne cunoaștem de vreo 8 ani, cum de altfel și cu familia Buburuz. Și tare sunt curioasă, pentru că ea nu ne este așa aproape aici în Cluj, să văd care sunt efectele asupra ei, pentru că și doTERRA folosește de vreo 4-5 ani. Roxana, spornești camera și microfonul? Bună seara, bună seara, bună! Mă bucur să vă văd, mă bucur să vă aud, ca întotdeauna de altfel, când sunt alături de voi. Voi îmi dați mie o energie și acum, dacă tot iau și Metapower, sunt și mai energizată, dar cred că ar trebui să stau nițeluș calmă și să vă povestesc. Da? Încerc să fiu cât de scurtă, scurtă intervenția vorbind. Ce aș putea să vă mai zic, toate manifestările, toate... Fii atentă, Roxana! Numai o secundă. Încearcă să nu te sprijin cu mâna de masa pe care e telefonul, că tremură imaginea foarte tare și ne hipnotizezi aici. Bine. Tot ce au spus antevorbitorii mei, sincer să fiu, am simțit, eu nu iau, sunt la a doua doză de Metapower și n-aș fi crezut la început că pot să am rezultate așa rapide. Chiar la un moment dat pe grupul nostru am postat, domnule, e posibil să-ți revină vederea după ce ei, sau să simți modificări la modul în care vezi cât de repede ți obosesc ochii, eu port ochelari de mult timp. Și anul ăsta chiar mi-am schimbat prin aprilie, mi-am luat unii cu dioptrii mai mari. După ce am luat Metapower, mai ales că am avut și o fractură la gleznă și o să vă vorbesc despre lucrul ăsta, unde Metapower a fost minunat, a venit exact la momentul în care eu aveam nevoie de asta. Mi-am pus ochelarii vechi pentru că mă gândeam, dacă tot am fractura asta, să nu cumva să-i sparg pe ăștia, știți voi cum e. Și am stat o perioadă, zic, aoleu, eu văd mai bine cu ăștia cu dioptriile mai mici. Când mi-am pus pe cei cu dioptriile mai mari, mă amețeau. Și când, după ce am postat și am văzut răspunsurile voastre, stai calmă, că așa se întâmplă, am mai văzut și niște și alte postări, atunci am fost surprinsă și bucuroasă în același timp. După aceea vă spuneam despre fractura pe care am avut-o la gleznă dreaptă. Eu la capitolul picioare stau destul de ciudat și fisură de menisc, stând în gips, da, și Simona râde acum că știe ea de ce. Da. Bun. Da. Și trebuia să mă sprijin pe piciorul stâng. Începuse să mă doară stângul, na, că mă durea și dreptul. După 10 zile, vă pot spune că durerile de picioare chiar m-au lăsat, iar felul în care s-a sudat fractura mea, medicul a zis la următoarea radiografie că foarte frumos, foarte frumos a sudat fractura și că foarte, foarte curat. Eu n-am înțeles ce înseamnă curat. Atunci mi-a explicat omul și în sfârșit am înțeles și eu. Deci, n-a fost nevoie să fac... Uite, n-am făcut fizioterapie, am făcut doar masaj, mi-a făcut masaj o fată, kineto. N-a fost nevoie să fac intervențiile alea cu nu știu ce curenți, dar... genunchiul stâng nu m-a durut deloc, chiar dacă am folosit piciorul stâng foarte mult. Deci, super încântată la nivel de articulații, ligamente, mușchi, sunt chiar extaziată când vorbesc despre Metapower. După aceea, ce aș mai putea să spun, ca să fiu rapidă, bine, mi s-a dus pofta aia de dulce, s-a mai spus, ce am simțit de asemenea, referitor la
modul în care am slăbit, pe cântar nu se vede, nu se văd kilograme multe date jos, vreo două. În schimb, de ceva timp sunt extra mulțumită când văd că hainele îmi vin bine, adică haine pe care nu le luasem mai de ceva timp, le-am luat și care chiar mă strângeau. Aoleu, m-am îngreșat stând atâta timp în casă cu fractura asta, dar acum e bine. De dimineață chiar mi-am luat niște blugi care mi-au venit bine. Bun. Și pe de altă parte, noi avem, eu și fetele, nu neapărat de la mine din echipă, dar și prietene, avem așa, am făcut un pariu. Dragă, haide să consumăm 3 luni cel puțin Metapower și după aceea să vedem cum ne este tenul, cât de frumoase suntem, da? Adică deci vom fi care mai de care mai frumoasă, sunt convinsă de asta. Deja se observă rezultatele și la nivelul pielii și la nivelul părului. Da, părul este... Da. Iar eu joi voi face analizele, așa că vreau să văd ce face colesterolul. Sunt convinsă că e jos. Așa că super, vă scriu. Voi scrie pe grup. Minunat. Așa, abia așteptăm. Și da, deloc întâmplător legat de ce ai spus tu, îmbunătățirea vederii, pentru că, dragii mei, spike-urile astea despre care vă spuneam, care sunt foarte păcătoase, spike-urile de glicemie de care cu toții suferim, care pe toți ne atacă, ele sunt foarte păcătoase, adică chiar în organismul nostru se fac ravagii, sunt extrem de oxidative și distrug celule. Și pot duce inclusiv la infarct. Deci nici nu m-aș fi gândit la chestia asta. Da? Da, deci efectiv distrug funcții celulare acolo să unde vă uitați e... în documentarul acela, explică cum în momentul în care ne crește brusc glicemia, ce se întâmplă cu vasele de sânge și de fapt e un fenomen foarte, foarte interesant, neașteptat de grav. Da? Și tocmai de aceea merită să prevenim. Și chiar se vorbește, în ziua de azi, deja se vorbește despre diabetul de tip 3, unde intră boli precum demența și Alzheimer, care au legătură tot cu, se pare, spike-urile de glicemie și cu efectul în avalanșă pe care aceste spike-uri le are în organismul nostru. Efectele. Deci da, se justifică tot ceea ce noi resimțim în urma utilizării acestei game pentru că, repet, acționează asupra echilibrării nivelării spike-urilor, asupra modului în care noi asimilăm și metabolizăm carbohidrații și glucidele și vine cu tot suportul de restructurare celulară Advantage-ul. Mulțumim, Roxana! Oare mai avem? Carola cred că mai era cu noi. În seara asta, pe Zoom, Carola, ați deschis camera și microfonul? Deschid. Te și în tot invers, ca să te vedem? În picioare? Așa. Până îți potrivești tu camera... vreau să vă povestesc eu că tot are legătură, apropo de diabet și de până le dibuiește Carola. Când te vezi pe Zoom că ești ok, atunci am, da? Tocmai am citit astăzi iarăși un astfel de testimonial. Apropo de glicemie, testimonialul suna la modul acesta. Două persoane în aceeași încăpere. La una începe să-i bipăie alarma, persoană cu diabet insulinodependent, da? Adică lua insulină. Începe să-i bipăie alarma la glucometru că i-a scăzut foarte mult glicemia, adică era deja cu 80, cu două săgeți care arătau în jos că e tot descrește și e momentul când se declanșează. Omul trebuie repede în această situație să mănânce ceva pentru a-și ridica glicemia, nivelul de glucoză în sânge, astfel încât să nu ajungă în pragul în care pragul de colaps, da? Ei, în secunda 2, persoana de lângă ea, pentru că ea a zis trebuie să mă duc repede la bucătărie, adică a întrerupt discuția și a zis trebuie să mă duc la bucătărie să mănânc ceva, și persoana de lângă ea, având Metapower blendul în geantă, a întrebat-o, ești ok, atât de ok cu toată chestia asta și fiind pe măsurător și așa, încât să-ți dau să încerci ceva?
Și ea a fost deschisă, da? Pentru că știa, ok, fug la bucătărie după aia, dacă e ceva, beau un suc de ăsta de fructe super dulce și îmi revin în 15 minute, revine glicemia. Adică avea soluțiile la îndemână, nu neapărat cele mai sănătoase. I-a dat Meta Power Blend, 4 picături să ia sublingual, și ea a povestit, da, a început să-i povestească despre, uite, de ce ți-am dat ăsta, pentru că așa și așa, și s-a uitat pe ceas, după 9 minute, glicemia ei era la 134, adică în limite normale, cum a zis că niciodată nu i s-a petrecut, adică de obicei se petrecea că mergea la bucătărie, mai ales când era așa grav și în scădere, bea suc, dacă bea un pic mai mult suc decât era necesar, că nu creștea suficient de repede cât avea nevoie ca organismul să-și revină, sărea deja dincolo, da? Și deja făcea un spike de glicemie, o creștere de glicemie. Și a zis că niciodată de când suferă ea de boala asta nu i s-a petrecut ca într-un interval atât de scurt de timp să i se regleze atât de repede, și mai mult a continuat, deci s-a băgat pe program și a continuat să ia și a spus că nu mai face, deci efectiv glicemia ei se menține, n-a mai avut nici scăderi, nici creșteri, nici se menține acolo la niveluri absolut normale, fără să mai aibă astfel de alarme care se declanșează zilnic. Și mi s-a părut, da, întotdeauna mi se face pielea de găină când citesc astfel de lucruri. Carola, ți-ai setat camera? Ne spui? Mă vedeți? Da, da, bine ești în picioare. Ok. Da. Bună seara! Eu folosesc și eu Metapower-ul de la, după convenția de la Lisabona. Am terminat 3 cutii, cred că deja. Da. Cred că, da, a treia cutie, mai am ceva din ea, a treia cutie. Nu am observat la chiar în prima lună efecte. Eu așa, cam după a doua cutie, sau n-am observat pentru că n-am fost pe atentă. După a doua cutie mi-am dat singură seama, aveam o durere de umăr, nici nu puteam face mișcările de spate și de anumite mișcări de rotație mai mult spre spate și spre sus, nu puteam să le fac. Și așa, după vreo două luni de zile, mi-am dat seama că eu pot să m-am întins după ceva, pot să ridic, pot să mă scarpin la spate, că nu mă puteam scarpina pe spate cu mâna. Așa, fără să conștientizez că, de fapt, acolo s-a rezolvat ceva din problemă. Nu mai exista problema aceea pe care o aveam. Iar la nivel de acum de vreo două săptămâni, ce-am sesizat eu, nu știu când nu mi este foame. Nu știu când trebuie să mănânc. Nu mai simt senzația aia de foame. Acolo iară e ceva interesant și la care mi-am pus o semnă de întrebare. Oare Meta Power-ul își face treaba. Meta Power iau și ulei, iau și colagenul, la pastiluțe nu sunt foarte consecventă, nu, eu nu reușesc să le iau cu o jumătate de oră înainte de masă, că nu știu când mi-e foame și mănânc așa, când văd că mănâncă careva, opa, stai că ora 2 și eu încă n-am mâncat astăzi și cred că trebuie să mănânc și eu ceva. Și iau atunci, înainte cu 2 minute, pastiluța de Asis. Da, eu cred că își face treaba și atunci, dacă trebuie să-și o facă, și o face și mănânc și e ok. La Ciprian, după prima cutie, el era cu durere, cu durere de călcâie, a făcut și fizioterapie, a făcut, luase tot felul de alte lucruri și nu se linșea durerea de călcâie, în special că venea de la fotbal, eu aici mă doare, masează-mă vreo 3 zile, tot trebuia să-l masez cu Deep Blue pe călcâie să-i treacă. Și ce-am sesizat după prima cutie, nu m-am mai pus să-l frec pe călcâi. Venea de la fotbal și nu mai zicea. Și l-am întrebat așa într-o doară, dar nu te mai dore călcâiul? A uitat, pur și simplu a uitat de călcâiul lui. Zice, mai nu cred că mă mai doare. N-am mai simțit că îl doare călcâiul. Iar un lucru iar foarte, foarte interesant care s-a întâmplat cu sora mea, pe care vreau să-l menționez. Ea m-a sunat și mi-a spus, e consumatoare de cafea. Ea, primul lucru, când se trezea, fără cafea, nu putea să se pună în mișcare. Și mi-a spus, măi, eu mi-au colagenul, așa cum mi-a zis, pe stomacul gol, dar nu înțeleg de ce nu mai beau cafea. Păi zice, nu mai bei cafea. Că nu-l trebuie, pur și simplu nu-l trebuie. Și mă trezesc că e amiaz și eu câte am făcut, starea de energie a simțit-o ea chiar din primele două săptămâni. Câte am făcut eu și n-am băut cafea și eu beau 3-4 cafele într-o zi. Ba mai mult de atât, zic, m-am dus să-mi fac totul, să fac și eu cafea și mi-am făcut cafea și nu mi-a trebuit să o beau. N-am putut să o beau. Deci asta a fost un lucru foarte interesant care mi-a povestit ea și cât timp a luat colagen, acum s-a oprit în colagen și ia din nou cafea. Dar cât timp a luat colagen, ea nu a băut cafea. Deci starea ei de energie a fost super, super ridicată și super bine s-a simțit.
Eu aici am simțit, acum eu aștept cu vederea și pentru mine e foarte important asta cu vederea. Analize nu mi-am făcut, nu știu pe partea asta de analize dacă colesterolul... Tocmai tu, Carola, cadru medical. Cadru medical, da. Nu ți-ai făcut analize înainte? Știi, când am făcut, când am început cu metaforul, am zis gata, bun, îmi fac analize înainte, iau 3 luni, îmi fac analize după, dar n-am ajuns să mă duc la nicio analiză, la... nu, n-am ajuns. Aveam intenția, dar nu s-a concretizat intenția cu realitatea. E foarte important, la noi acum trece un avion, mai nou trec foarte multe avioane pe deasupra Clujului, prin centrul Clujului, dacă vă puteți imagina. Nu e atât de important chestia cu analizele. Dacă vă puteți face analize, e bine, pentru că vă ajută să conștientizați. Dar așa cum spunea și aveți Dan... aveți o dovadă obiectivă. Exact. Da? Așa cum vă spunea și Dan și zicea și doamna Viorica, e important să conștientizezi cum te simți, să fii tu atent la ce semnale îți dă organismul. Și apropo de... Carola, ai mai voie să mai spui ceva? Nu, atât am doream să spun, nu m-am dus la analize, fiindcă eu m-am simțit bine și la fel n-am simțit atât de important, n-am simțit așa de important ce scrie acolo pe hârtie, cât starea mea. Ceea ce simt eu e ceea ce definește, de fapt, nu ceea ce zic analizele acelea. Exact. Dar, încă o dată, cei care simțiți, chiar vă provocăm să mergeți să vă faceți analize, pentru că adevărul este că și mai, nouă... Așa, cu o inclinație mai științifică. Da, mai... Și pe noi ne-am ajutat. Adică eu trebuie să recunosc că când încă nu era lansat, nu știam nimic despre gama asta, am văzut doar grupul ăla și eram foarte curioasă să văd, adică mi le-am cumpărat și eu din state anul trecut și voiam să văd, ok, le iau, orice vine de la Doterra, știu că e bun și e super studiat, dar nu știam cu ce se mănâncă. Adică pentru ce fac ele, ce... Și am văzut că toți ziceau acolo că trebuie să ne facem analize înainte, că așa toți scriu acolo pe grup, că tu ți-ai făcut analizele, că ce set de analize se recomandă, că așa. Încă o dată, este la alegerea fiecăruia, dar cu siguranță te ajută în clipa în care tu îți faci analizele și vezi, conștientizezi, uite, astea-s bine, astea nu sunt ok, nu e ok, toate sunt afară, da? Și după ce iei 3-4 luni de zile MetaPower, vezi că toate ți s-a aduse... În domeniul normal, optim, realizezi că, da, dincolo de cum te simți, vezi că și analizele reflectă asta. Însă, revenind la modul în care MetaPower-ul pentru fiecare face ceva și ne inspiră în diverse direcții și vine cu binele pe care ni-l oferă, am mai menționat, da, e important să luăm blendul în fiecare zi într-o formă sau alta, unii preferă să ia bidlețurile, dintre toate, pentru mine bidlețurile le-am, sunt acolo în geantă, dar nu cred că am consumat 2 cutiuțe până acum, în schimb, da, consum zilnic cele 3 softgeluri, consum zilnic măcar un MetaPower Assist, acela cu jumătate de oră înainte de masă, cu mențiunea că la început, când veneau produsele din state și nu le aveam consecvent, adică le aveam acum, vedeam că stau să se termine, mai comandam o dată, până veneau, dura 3 săptămâni, adică nu era neapărat așa o continuitate. Nu am remarcat aceleași rezultate și nici consecvența mea nu a fost aceeași, cum am remarcat în clipa în care am început să le folosesc cu consecvență și să iau. La mine a făcut diferența MetaPower Assist-ul luat cu jumătate de oră înainte de masă și apropo de ce zicea Carola, cum fac asta? Păi în clipa în care îmi dau seama, vorba ei, că e deja ora 1-2 la miaz și încă nu am mâncat nimic, oricum cam pe la ora aia mănânc prima dată, dar că deja se cam apropie momentul în care sigur o să-mi fie foame, mă duc și iau MetaPower Assist-ul și îmi pun alarma pe ceas, îmi pune să îmbârie în 30 de minute și peste 30 de minute mă duc și iau masa. Acum nu vă imaginați, s-a întâmplat și să uit de chestia asta pur și simplu și să-mi fie foame și să iau MetaPower Assist-ul și după 10 minute mi-am pregătit mâncarea și după aia să mănânc, după 10 minute s-a petrecut și asta, dar nu e chiar așa bătut în cuie. Însă, urmăresc să iau cele 3 softgeluri pe zi, dimineața, chiar și pe stomacul gol, da, am toate obiceiurile de sănătate de până acum, folosesc citricen, apa de băut, tămâie în fiecare zi, LLV-urile, Terazyme, însă MetaPower-ul vine în plus, iau Advantage-ul pudra dimineața, da? Primul lucru după paharul de apă, luăm. Da. După paharul de apă cu lămâie sau MetaPower băut dimineața pe stomacul gol, următorul pahar cu apă este cel cu Advantage. Și se vede diferența. Am simțit diferența din start,
pe energie. Adevărul este că prima dată ce am remarcat primele efecte au fost că mă trimitea seara la culcare. Vă ziceam că nu sunt, sunt mai degrabă o bufniță de noapte decât o persoană matinală, adică eu funcționez pasările mai bine noapte, să zici. Eu funcționez mai bine noaptea. Și efectiv adică îmi schimba cumva stilul de viață, da? Mă trimitea la culcare la ore de astea, deja la 11 mie îmi picau ochii. Am ajuns la un moment dat, în primele luni, să mă culc și la 10 seara. Bine, nu exagerăm că nu m-am culcat la 10 seara în fiecare zi, dar am ajuns să fac și asta cum mie nu mi s-a petrecut, cred că de la vârsta de 3 ani. După care a venit partea în care am simțit energia, da? Organismul meu și-a primit cantitatea de somn pe care îi lipsea și după aceea a venit partea cu energia și partea cu poftele astea care se taie pur și simplu. Nu îți mai trebuie să mănânci și eu sunt cu dulciurile și eu sunt cu ciocolata în special sau orice cu cacao. Nu zic nu niciodată la așa ceva. Însă nu mai aveam această poftă, nu mai cerea organismul meu, dimpotrivă, mi-a cerea, când le vedeam, parcă ceva din mine respingea ideea. Și acum o să vă zic ceva care pentru băutorii de cafea o să fie o blasfemie. Am ajuns să beau cafea la un moment dat în viața mea, nu la modul că îmi fac eu cafea, nu mi-aș fi făcut niciodată, nu depinde de ea, nu mă trezește, nu-mi dă energie, nu nimic, îmi plăcea gustul, dar dacă aveam o cană de cafea pe masă în timp ce lucram, eram în stare să o beau pe toate, chiar dacă erau 4 cafele în acea cană, cu siguranță nu-mi făcea bine. Ei, de când iau Metapower, am renunțat la cafea pur și simplu pentru că nu pentru că nu mai aveam nevoie de acea energie, că nu mi-o dădea, ci pentru că pur și simplu am simțit că nu-mi face bine și nu trebuie, organismul meu nu are ce să facă cu acel lichid. Și sunt multe de spus, toate cele menționate aici le-am testat și noi, însă ultimul, cel mai recent conștientizat e legat de chiar și cu vederea, da, având în vedere că stau mult cu ochii în ecrane, am remarcat că nu mai obosesc așa ochii, chiar dacă nu sunt purtătoare de ochelari. Iar legat de ten, am tot mai multe persoane cu care mă întâlnesc și care îmi spun ce faci, ce ai făcut. Da? Că tenul tău arată altfel și am remarcat și eu în ultimele, nu știu, 2-3 săptămâni, cred, în oglindă, pur și simplu, da? Parcă dintr-o dată, vorba Ramonei de la început, parcă dintr-o dată îți dai seama că ceva s-a schimbat acolo. Da, sunt efecte și beneficii și încă unul mai vreau să menționez, pentru că știu că mulți când se gândesc la gama metabolică, primul lucru pe care l-au în cap este slăbitul. Efectiv, la asta se gândesc că vor să, dacă tot Metapower micșorează celulele de grăsime și așa, slăbitul. Dragii mei, slăbitul ăsta se va petrece exact în ritmul personal și având în vedere alegerile pe care le faceți, pentru că dacă totuși nu vă ascultați corpul, trebuie să vă și ascultați corpul, da? Deci dacă corpul tău îți spune că nu mai vrea dulce și nu-i mai da numai pentru că așa ești obișnuit, adică ascultă-ți corpul, da? Ascultă-i nevoile. Și dacă urmărești să faci și, da, să ai grijă la dieta ta, să mănânci sănătos și urmărești să faci un pic de mișcare, cu siguranță vei remarca acest lucru și asta am remarcat în clipa în care am făcut acest program cu consecvență, l-am luat pe tot, da, deja după prima lună, nu atât de mult pe cântar, chit că cred, pe cântar tot așa vreo 2 kg se vedeau, în schimb hainele stăteau, încăpeam altfel în haine, se vedea pe corpul meu că altfel e altfel, da? De aia vă zic, nu vă uitați atât pe cântar și Bogdan Buburuza a spus asta și Roxana Popescu și Elena Branea asta ar zice dacă ar fi alături de noi, uitați-vă la cum se modelează corpul vostru. Asta apropo de grăsime, greutate și așa mai departe. Bun, dragilor, am putea să vorbim și o să ne mai întâlnim. Vreau eu să vă întreb dacă în live-ul ăsta sunt persoane care încă nu utilizează sistemul Metapower și acum în urma lucrurilor pe care le-au auzit s-au decis să îl utilizeze, puneți un 1 în chat, să vedem dacă sunt astfel de persoane care nu au utilizat până acum Metapower, dar în urma ceea ce au auzit consideră că a venit momentul și pentru ele să utilizeze acest sistem.
Da, uite, deja văd răspunsuri și vreau să vă mulțumesc și celor care am văzut că ați mai scris, uite, la mine colesterolul și glicemia s-a reglat după 3 săptămâni de MetaPower. Înseamnă că a meritat. Și dacă unul singur a înțeles cât de important este acest sistem, a meritat toată această întâlnire a noastră din această seară și, așa cum am mai spus, o să mai facem astfel de întâlniri și nu numai pe MetaPower și Lifelong Vitality Pack, care este fundația nutrițională de la doTERRA, și o să vedem. Practic, în toamna asta o să creăm o serie de evenimente în care o să înțelegeți de ce și care produse ar fi bine să le utilizăm cu consecvență pentru a ne asigura o sănătate optimă și stabilă. Da? Pentru că, până la urmă, știți cu toții că boala este, ne costă mult mai mulți bani decât sănătatea. Da? Și atunci mai bine să investim în prevenție, în menținerea sănătății, decât să ajungem să tratăm diverse probleme de sănătate. Bun, v-am pupat, să avem o săptămână minunată și o lună și mai și. O noapte minunată!